Este momentul cel mai așteptat de către fermier. Este momentul când se evaluează producția, când se recoltează producția. Ne aflăm în câmpul experimental al disciplinei de agrotehnică, un câmp experimental executat în colaborare cu Asociația Producătorilor de Porumb în cadrul contractului Agri-Ecotec, semnat între Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad și Asociația Producătorilor de Porumb. Prin această testare de hibrizi pe care o facem noi azi, încercăm să venim în sprijinul fermierilor pentru a vedea care sunt cei mai adaptați hibrizi zonei noastre. Experiența are loc în cadrul stațiunii de cercetări EZRN, în cadrul universității noastre. Am testat pentru APPR în acest an un număr de 80 de hibrizi, de la grupele FAO 220 până la grupa 390, hibrizi specifici zonei noastre, zonei de nord-est a Moldovei. Este al treilea an consecutiv când facem experiențe cu hibrizi pentru Asociația Producătorilor de Porumb. Facem parte dintr-o rețea independentă de testare a acestor hibrizi. Noi primim acest hibriz în pliculețe pe care nu le putem identifica, cu numere de la 1 la 80, și la fel furnizăm și rezultatele către Asociația Producătorilor de Porumb. Recoltăm acest hibriz cu o combină Delta de la Wintersteiger, recoltează ploturi experimentale, este dedicată ploturilor experimentale, recoltează pe două rânduri, iar ce face în plus față de o combină obișnuită, evaluează instant producția, ne oferă date referitoare la masa hectolitrică a hibrizilor și umiditatea la recoltare, date foarte importante pentru evaluările finale.